Produsele lactate de pe rafturile magazinelor din Basarabia aproape nu conțin lapte. Centrul de metrologie aplicată și certificată a publicat rezultatele expertizei produselor lactate comercializate în Republica Moldova. Datele arată că multe produse lactate conțin un număr mic de grăsimi din lapte, informează Mold Street. Produsele lactate de pe rafturile magazinelor din Moldova aproape nu conțin lapte. Centrul de metrologie aplicată și certificată a publicat rezultatele expertizei produselor lactate comercializate în Republica Moldova. Datele arată că multe produse lactate din țară conțin un număr mic de grăsimi din lapte, informează Mold Street. Expertiza a fost realizată doar la capitolul prezența grăsimilor vegetale. Pentru analiză au fost selectate 126 de tipuri de produse lactate autohtone sau de import care au fost procurate în perioada septembrie-noiembrie 2017 din diferite magazine. Produse lactate unde 90% din grăsimi sunt vegetale. În urma examinării, un sfert din produsele examinate nu a depășit limita admisă de grăsimi vegetale. Conform metodei aprobate, aceasta nu ar trebui să depășească 5% din cantitatea totală de grăsimi, însă în unele cazuri aceasta depășea chiar 90%. E vorba în special de diferite tipuri de brânză de vaci.